Resursele sunt bazate pe creșterea economică, pe veniturile bugetare. Cele 48 de miliarde sunt exclusiv fondurile publice angajate de buget și, bineînțeles, fondurile europene care sunt la dispoziția României. Sunt câteva domenii cheie la care vreau să fac referință. În primul rând este domeniul infrastructurii rutiere, care nu mai poate să aștepte trecerea anilor, pentru că constatăm mereu, și acest lucru îl sezizez în discuțiile cu antreprenorii de toate felurile, din toate zonele țării, sufocarea rețelei de transport rutiere actuale este o frână pentru investiții. Sunt câteva proiecte majore de investiții pe care trebuie să le terminăm. În primul rând, este autostrada Pitești-Sibiu, deci terminarea coridorului 4 paneuropean. Este legătura noastră, pe de o parte, cu Constanța, pentru a da posibilitatea economiei românești să respire, să-și realizeze exporturile pe mare, în egală măsură cu comunicarea către centru și vestul Europei, care se face pe axa Sibiu-Timișoara-Arad-Nătlac. Vreau să terminăm, să finalizăm lucrările la autostrada Transilvania, începută de peste 10 ani și încă neterminată. Trebuie realizat tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov. Și apoi, aș spune, dar nu în ultimul rând, ce facem cu Moldova? Moldova devine din ce în ce mai mult o regiune care pare să nu mai fie capabilă să țină pasul cu restul țării, nici cu sudul, nici cu vestul. Trebuie să realizăm două legături importante. Coridorul nord-sud de transport, care să asigure legătura României cu Polonia, țările baltice, țările scandinave, Ucraina, Belarus, cât și cu sudul Europei, adică Bulgaria, Grecia, Turcia și, bineînțeles, Orientul Mijlociu. De aici necesitatea acestui coridor major nord-sud. Al doilea element este o legătură orizontală, aș spune, est-vest, între Moldova și Transilvania, și aici mă refer la autostrada Iași-Târgu Mureș, care va permite și Moldovei să intre în vederile și să facă parte din potențialul investițional economic pe care putem să-l oferim investitorilor români și străini. Altfel, cred că nu vom face decât să constatăm că decalajele se vor adânci între Moldova și restul țării. Vă spuneam de aceste proiecte importante, aici aș adăuga evident și autostrada Craiova-Pitești, ținând cont de faptul că în sudul României, în momentul de față, avem cea mai puternică zonă industrializată, cu două centre ale industriei de automobile, care sunt Piteștiul și Craiova, și cărora trebuie să le creăm condiții cât mai bune de dezvoltare și de investiții pentru viitor. Cred de asemenea că trebuie să ne aplecăm serios asupra sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate este, din păcate, rămas în urmă. Avem o infrastructură spitalicească care începe să dateze, care este depășită, și de aceea în programul nostru avem investiții în ceea ce numim spitalele regionale universitare de urgență. Este o idee veche a mea, pe care am văzut-o reluată acum și de alte partide. Această idee am promovat-o în timpul mandatului meu 2004-2008. Nu a putut să fie concretizată pentru că guvernul Boc, care ar fi trebuit să continue proiectul, l-a abandonat, din păcate. El trebuie reluat și în marile centre universitare din țară, Iași, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, pe lângă București, trebuie să construite spitale moderne, de înalt nivel și care să concentreze cele mai importante specialități medicale, în așa fel încât oamenii să nu fie nevoiți să călătorească la București pentru a-și îngriji sănătatea. Această radiație către diferitele regiuni ale României, în zona
sistemului de sănătate trebuie să se bazeze pe școlile, pe universitățile și facultățile de medicină de nivel înalt pe care le avem, cărora însă trebuie să le asigurăm condiții pentru a asigura și performanță medicală. Vreau să mă refer în câteva cuvinte la sistemul de învățământ, care este strict legat de partea de componenta de cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică. Pentru ca România să ajungă ceea ce îmi doresc de multă vreme, și anume a șaptea putere economică a Europei, trebuie să schimbăm logica economică pe care se bazează astăzi România. Astăzi, din păcate, România este o țară care fructifică costul redus al forței de muncă. Suntem un fel de economie de lon la nivel național, nu numai în domeniul industriei ușoare. Și dacă vom rămâne în acest stadiu, atunci visul românilor de a trăi mai bine se va realiza probabil peste două generații sau mai târziu. Eu știu că oamenii nu au răbdare, oamenii își doresc ca îmbunătățirea vieții lor să se petreacă mult mai repede. Și pentru aceasta trebuie ca economia românească să fie suportul care să asigure această îmbunătățire a calității vieții și a bunăstării cetățenilor, a veniturilor lor, fie că vorbim de salariați, fie că vorbim de pensionari. Prin urmare, sistemul de învățământ și sectorul de cercetare, inovare trebuie să devină unul din ingredientele vitale ale schimbării structurii economice românești. Vreau să ne îndreptăm către modelul economiei bazate pe start-up-uri, pe mici întreprinderi inovative în care valoarea adăugată crește. Vreau să vedem o economie în care investițiile în tehnologie să fie din ce în ce mai importante, în așa fel încât să avem cât mai multe sectoare economice în care realizăm valoare adăugată importantă, care înglobează pregătirea profesională, inteligența, creativitatea. Și de aceea, cred că investițiile importante pe care vor trebui românii să le înțeleagă că trebuie făcute, vor fi cele în învățământ, învățământ de înaltă calitate, învățământ profesional, învățământul dual, în care jumate din timp este alocat pentru educație teoretică și cealaltă jumătate pentru practică și, de asemenea, activități orientate pe cercetare, unde investițiile care odinioară în perioada mandatului meu se apropiau de 1% din produsul intern brut, acum sunt din păcate la sub 0,3, vor trebui să revină la acest nivel. Fără investiții în cercetare, care să dea suport economiei reale pentru activitățile de care vorbeam cu valoare adăugată, economia României va rămâne o economie, a spune, slab competitivă și slab performantă la nivelul european. Ambiția mea de a face din România a șaptea putere economică a Europei se bazează pe aceste elemente cheie, elemente fundamentale, educație de înalt nivel și alocații importante pentru susținerea inovării, a cercetării, a dezvoltării tehnologice, a investițiilor în dezvoltare tehnologică. Dacă ne uităm puțin în toată lumea, o să vedem că țările bogate nu sunt cele care au resurse naturale importante, sunt cele care au reușit să fructifice inteligența umană. Deci, până la urmă, să știți că cea mai importantă bogăție este factorul uman, dar evident că aici vorbim despre oameni bine pregătiți, bine educați, capabili să facă față provocărilor economiei mondiale și concurenței acesteia, care este într-adevăr, a spune, redutabilă, acerbă. Numai în acest fel putem să facem România să progreseze pe termen mediu și lung.